Lucrări intense de modernizare a drumului 177B, care leagă Stulpican de Câmpul Moldovenesc. Este vorba despre un tronson în lungime de peste 6 km, care a mai rămas de modernizat. Sunt 3 poduri noi, 26 de podețe, aproape 1,5 km de ziduri de sprijin. Sunt peste 5.000 de metri liniari de șanțuri. Lucruri destul de complicate. O lucrare prin pădure, teren accidentat. Aici sunt 15 km de la Stulpicani până la Prohodiște. Mai are primăria Câmpul Moldovenesc încă 3 km de asfaltat să ieșim în drumul național de N17. În felul acesta vom avea unul dintre cele mai frumoase trasee turistice modernizate. Traseul care leagă Codrisecular de la Slătioara de Câmpul Moldovenesc. De altfel, 4 km au fost modernizați în 2021, drumul până la Codrisecular de la Slătioara. A modernizat izvorul alb de pe Rarău, așa că zona de munte a județului Suceava, din punct de vedere al traseelor turistice asfaltate, a cunoscut o modernizare puternică. Asta înseamnă undă verde la turism, la dezvoltarea pensiunilor și, de ce nu, la activitățile economice din această parte a Bucovinei, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.